Bună ziua! Astăzi o să vă arăt cum să descărcați documente în format PDF de pe site-ul script.com. Script.com este un site care găzduiește o mulțime de resurse, precum articole, cărți, proiecte școlare, simulări, notițe pentru facultate sau liceu, resurse urcate pe platformă de diversi utilizatori. În mod normal, pentru descărcarea fișierelor, este nevoie de un abonament plătit. Eu vă voi arăta cum puteți descărca documentele fără să fie nevoie de abonament. Mai întâi, căutăm documentele de care avem nevoie. Eu am căutat o simulare de la Evaluarea Națională. Apoi alegem documentul de care avem nevoie. Iar în cele din urmă vom da click pe bara de navigare și vom adăuga Down înainte de script. Dăm click pe Enter și vom ajunge pe pagina de descărcare a documentului, unde vom apăsa Descărcare PDF. Vom mai aștepta 10 secunde pentru ca acesta să se pregătească. Iar după aceea iarăși apăsăm Download PDF. PDF-ul se va descărca și acum îl vom deschide. Astfel am reușit să descărcăm documentul fără abonament. Sper că ați înțeles până acum pașii care sunt de urmat și sper că vă vor fi de folos. Script mai oferă o secțiune de cărți în format electronic publicate de ei care pot fi vizualizate numai cu abonament. Ne vom folosi de exact aceeași metodă pentru a putea descărca cartea. Pentru exemplu, eu am ales cartea The Alchemist. Iarăși vom da click pe bara de navigare, vom adăuga Down înainte de script, vom da Enter și ne va duce la site-ul de unde vom descărca cartea. Site-ul încă nu oferă posibilitatea descărcării direct de aici, dar de aceea ei ne dau ca alternativă linkul acesta către Zoboco, de unde vom descărca cartea, în format PDF sau EPUB, cum doriți. Apăsăm, dăm click pe I'm not a robot și apoi ne ducem la descărcare sau puteți citi online dacă doriți. Vom alege dacă descărcăm PDF sau EPUB, vom alege pe ambele. El este deja în EPUB, așa că trebuie să așteptăm să se transforme din EPUB în PDF, dar în acest timp putem să descărcăm și EPUB. Acum deja s-a descărcat PDF-ul. Acum avem cartea PDF și se poate direct citi. Iar acum s-a descărcat și EPUB. Această aplicație poate fi citită cu diverse programe speciale pentru a citi EPUB. Sper că v-a fost de folos tutorialul și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!